se anunță rugă de fală în comuna Remetea Mare. Mai mult decât atât din acest an, ruga va fi sărbătorită două zile. Primăria Comunei Remetea Mare are plăcerea de a anunța că începând din acest an, ruga celebrată la Remetea Mare și Ianova va fi extinsă la două zile pentru fiecare localitate. Festivitățile vor începe în Remetea Mare în ziua de 15 august, ora 17, cu ceremonia de tăiere a colacului la Biserica Ortodoxă, urmate de sărbătoare pe strada primăriei de la ora 18.30. Vă vor delecta cu muzică și voie bună Alex Surdea și Denisa Tanigoi. Continuăm pe 16 august, ora 18.30, în același spirit festiv și locație, alături de Carmen de la Salciua și Keba Band. Vă așteptăm cu bucurie și voie bună pentru a împărtăși împreună bucuria tradițiilor noastre, transmit reprezentanții primăriei comunei Remetea Mare.